Doamnelor și domnilor, bună seara! Sunt Margareta Răducanu și vă invit să urmăriți emisiunea Intersecție RM. În această seară, invitații din studio sunt Alexandru Bajura, vicedirector întreprinderea municipală Regia Auto, salubritate, bună seara și bine ați venit la noi! Vă mulțumesc că ați avut timp să vă rupeți din tot amalgamul de emoții pe care le-ați avut astăzi, probabil, să veniți la noi pentru o oră în emisiune, că probabil ați fost acostat și asaltat de mulți astăzi. Și vă mulțumesc că ați acceptat să veniți la noi, la mine, la emisiune. Iuliana Cantaragiu, expert, Centrul Național de Mediu. Bună seara și bine ați venit. Cu dumneavoastră mereu suntem la legătură, pentru că mediul, din păcate, la noi este delăsat și avem teme foarte multe de discuție. Dar asta este din păcate. Și Anton Leațchi, consilier CMC. Bună seara și bine ați venit în studio. Bună seara, mersi. Discutăm astăzi despre faptul că de dimineață, da, de fapt nu de astăzi, dar de ieri, de alaltă ieri, capitala a fost inundată de gunoaie. De tomberoanele erau arhipline și deja pungile de gunoi se aruncau pe deasupra, pe alături, la așa, într-un moment mi-am dat seama că parcă semănăm cu Napoli, știți, acolo tot așa gunoaie, dar nu este prea bine să semănăm cu un oraș european la așa, acest capitol. Și întrebarea, ce e de făcut? Ce se întâmplă cu situația când oamenii, pe de o parte, la Bubuieci protestează că zic că le este îngrădit dreptul la alegere și vor să se fie stopată gunoiul ăștia de la Bubuieci, pe de altă parte, chișinăuienii riscă să fie infestați, pentru că fiecare gunoi ăștia reprezintă un focar de infecție la temperatura 30 de grade care ne așteaptă zilele acestea. Vreau să înțeleg ce se întâmplă, dragii mei invitați, și dacă avem o soluție sau dacă situația aceasta se va prelungi ca după intemperie din aprilie. Avem o lună să rezolvăm, da, situația aceasta. E de plâns și de râs. Doamna Cantaragiu, haideți așa ca să încep, ca să nu domnul Bajor. Da. Ce se întâmplă? Păi ce se întâmplă? Apropo, aici vreau, pentru că v-am dat dumneavoastră cuvântul, vreau să spun telespectatorilor și să-i felicit că astăzi este Ziua Mondială a Mediului Înconjurător și în lume, în 100 de țări, sunt organizate manifestări pentru conștientizarea populației privind problemele de mediu. Noi am făcut-o în felul nostru, moldovenește. Am sărbătorit la tema conectarea oamenilor la natură, așa, cu proteste, cu nu știu ce. Cam asta. Da, fiindcă noi deocamdată suntem la un nivel foarte incipient de dezvoltare și de conștientizare ecologică și avem nevoie, chiar avem nevoie de asemenea situații. Deci da, e bine că ne-am poziționat în așa absolut, o stare de frică, da, de a rezolva. Exact, fiindcă moldoveanul știe, e, orice criză de fapt este o șansă de a-ți pune neuronii în mișcare și de a căuta soluții. Orice criză. Și asta este criza noastră. Și sunt lecții neînvățate. Lecții neînvățate pe parcursul a multor ani. Și intemperiile gen din aprilie, inundațiile din 2010 și 2008 anterior, seceta din 2012, deșeurile care au fost de fapt o lună jumate în urmă, dar prima dată a fost în 2007 când la Țânțăreni au fost proteste similare, deci aia a fost prima etapă, prima, zic, lecție așa, prima etapă a lecției, unde noi atunci trebuia să căutăm, să începem să căutăm soluții. Și fiindcă fiecare se gândește, dar poate trece și lasă altcineva să se gândească la asta, am ajuns în mod repetat astăzi la situația asta. Deci, în primul rând, de fapt, bun, e o chestie de complex. Eu, de exemplu, și în general ecologiștii, nu doar în Moldova, dar pe ansamblu peste tot în lume, conform procesul de management a deșeurilor, depozitarea deșeurilor, asta este ultima soluție acceptabilă, fiindcă depozitarea nu este bună prin concept în sine, fiindcă ea e sursă de poluare. Provoacă absolut, fiindcă se infiltrează asta, există riscuri de poluare a apelor, solului și mai departe. Chiar dacă, de exemplu, poligoanele de deșeuri ar fi foarte bine izolate și mai departe. Păi nu excludem riscuri, circuitul apei. Da. Cum se în cazul, de exemplu, depozitării deșeurilor, cum se produce în Republica Moldova,
Riscul ăsta este eminent, fiindcă la noi toate poligoanele de deșeuri sau toate gunoiștele peste tot în țară, oriunde ele n-ar fi, nu au niciun fel de strat de protecție și mai departe, deci se infiltrează la livigatul ăsta în sol, plus noi aruncăm, să ne uităm, haideți să facem fiecare cetățean să-și monitorizeze măcar o săptămână ce aruncă el la gunoi. La gunoi, da. Și atunci, ca primele etape, în general, ar fi prevenirea formării deșeurilor. Deci, chiar să ne uităm în tomberoane. Ce se aruncă? Ce aruncă astăzi oamenii acolo? Deci trebuie să educăm populația în privința sortării deșeurilor. Chiar însăși din momentul în care el merge la magazin, în care el se gândește să cumpere ceva, în primul să-și pui întrebarea, el are nevoie de acel lucru? În al doilea rând, în momentul în care el intră într-o alimentară, se uită câte cutiuțe își cumpără, își pun și așa mai departe, sau le ia, nu le cumpăr, dar le ia pe gratis. Ele se regăsesc în costul mărfurilor în final, că și mai departe. Dar, oricum, deci astea tot, mormanul ăsta de ambalaje, de tot felul de lucruri, deseori inutile, așa, ele toate se regăsesc unde? În coșul de gunoi. Următoarea etapă, când el merge să-și arunce coșul de gunoi. Există tomberoane pentru colectare separată a deșeurilor, de bine mersi, de mulți ani tot ecologii și spuneau primării. Instalați tomberoane. Și au fost instalate. Au fost instalate. Și mergea bine o perioadă. Și de ce nu le sortează din start? Nu, acum deja eu m-am apropiat de câteva, nu mai există sortare. Nu există sortare. Deci domnul de la autosalubritate are să ne și spui ce găsește în tomberoanele astea. Scrie pe el că e plastic. Păi plastic trebuie să se găsească acolo. Dar nu și bucăți de morcov, de nu știu ce pe acolo, sau pamper și așa mai departe. Scrie că e sticlă. Sticlă trebuie să fie acolo. Eu îmi imaginez cât de greu le este lor să le colecteze. Bineînțeles, după asta, nu este ulterior, dacă se sortează așa amestecat, nu este justificat economic pentru întreprinderea municipală de colectare a deșeurilor să vii după fiecare fracție și să o preia. Fiindcă s-au fost plângeri, bineînțeles, că până la urmă se colecta tot la oaltă. Că da, atunci când tu în tomberonul care scrie că trebuie să fie plastic sau sticlă, oricum este totul amestecat, cum să vii altfel, să preia deșeul? Deci, de asta zic, pornim de la noi. Ulterior, următoarea etapă e în ciclul de valorificare a deșeurilor, deci în managementul deșeurilor, este coincinerarea sau valorificarea energetică a deșeurilor. Ca să înțeleagă oamenii, da? Sau da, termenul de ardere, asta eu mă duc acum și dau foc da, dar în curte. Da, e un alt mecanism, mai complex. Da, asta, și în țările civilizate, în multe țări de Uniunea Europeană, de exemplu, din deșeuri se produce curent electric. Și respectiv din deșeurile menajere solide, deci din resturi de cartofi și așa mai departe, fracția cea mai mare în deșeurile noastre, poți produce biogaz și așa mai departe. Dar spuneți-mi aici, dacă ați menționat lucrul acesta că poți să produci energie. În 2016 am citit niște articole mai vechi că Lafarge a avut niște intenții sau ce s-a întâmplat atunci, că au fost niște discuții privind legea deșeurilor. Da, și da. Știm noi că au fost chiar niște agenți economici care au propus ca să fie organizată. Aici tot are istoricul său, așa, și unde politicul și amestecă coada, atunci se primește un haos. Deci, de fapt, în ăsta, Lafarge a avut intervenția când le-a expirat, a avut autorizație pe timp de 5 ani de zile pentru valorificarea energetică a deșeurilor în urma arderii anvelopelor. Și respectiv, timp de acești ani, ei au investit în filtre, în ăsta, sensori de testare a emisiilor în aeroatmosferic cu laboratoare din străinătate în care eu am încredere. Și respectiv ei pot, deci nu orice deșeu, asta fabricile de ciment în general practică lucrul ăsta și partea pozitivă este că în momentul în care, deci anvelope, fiecare, eu am mașină, în trecut, în toamnă mi-am schimbat anvelopele, eu mi-am pus întrebarea ce se întâmplă cu ele. Unde? Eu le-am lăsat la service.
ce se întâmplă cu ele? După aia. După aia stau aruncate în râuri, în nu știu ce. Sau, sunt arse, care... sau sunt arse în sărbătorile primăvara. Da, și aici la farjul prelua aceste anvelope, le utiliza pentru, în procesul deci, uh-huh, de fabricare a cimentului și cenușa care rezulta o folosea ca materie primă în asta, producerea cimentului. Am înțeles, deci, da. Respectiv era zero waste, adică zero deșeuri. Acum, în momentul în care le-a expirat autorizația, nu îi poate prelungi din cauza că articolul cu co-incinerarea deșeurilor și incinerarea deșeurilor a fost scos din lege în a doua lectură. Domnul Leschi, ceva neagă cu, prin gesturi, da, deci, să înțeleg. Interveniți dumneavoastră. Astăzi s-au fost organizate niște acțiuni din partea consilierilor și după aceea acțiune replică din partea celor de la PLE. Explicați-ne ce s-a întâmplat astăzi. Eu cu ordine, dacă se poate, anvelopele, două cuvinte. Bine. Deci am cu colegi care de la serviciu care trăiesc lângă combinatul. Deci spun că tot gunoiște care iese din țevele după arderea anvelopului se așează la suprafață, la sol, așează primul rând. A doilea moment, deci din Europa, din România și din țările europene, acolo nu se permite arderea anvelopelor și aceste anvelope se aduc, sunt aduși în Moldova. Este totalmente eronat și vreau să vă contrazic, citiți, vă rog, legea deșeurilor și veți vedea ce deșeuri se permit a fi importate, nu doar asta nouă, dar și precedenta. Deșeuri care se permit a fi importate în Moldova și care restul deșeurilor sunt excluse. Și ce se permite? Carton care se reciclează, se permite deșeuri de la tutun care se folosesc pentru tutun CTC și sticlă, dacă nu greșesc. În realitate sunt aduse. Nu, în realitate nu sunt aduse, astea sunt totalmente informații eronate. Bine. Referitor la ce s-a întâmplat astăzi, deci, da, astăzi și nemulțumirea chișinăuienilor și care a degenerat în niște acțiuni. Deci astăzi noi, Partidul Socialistilor, consilieri din partea Partidul Socialistilor, deci am venit la oficiul PLE și să arătăm nemulțumirea cetățenilor față de probleme care au fost create. De ce aceste probleme au fost create? Deci un jumătate an în urmă și un an în urmă mai mult ca atât, Comisia Comunală Locativă în care face partea, deci consilieri socialiști, deci au spus că este problema care va fi cu mult mai gravă peste jumătate de an, peste un an o să fim cu mult mai gravă. Uh-huh. Deci ca careva mișcări din partea consilierilor, din partea primarului, deci nu au fost făcute nimic. Deci nu au fost făcute create careva înțelegere între cetățenii care trăiesc acolo, deci pentru că și normal mirosul... Vorbiți despre locuitorii satului Băbuieci. Da. Uh-huh. Deci și mina de purceu într-adevăr este foarte gravă pentru chișinăuieni. Cu mult mai atât, deci dacă vedem scăderea râului Nistru la momentul dat, deci anul trecut care a fost practic sub cotă și necesitatea de a scoate apă din apele arteziane. Deci, dacă va fi așa necesitate, deci sub orașul sunt toate apele sunt acumulate în sub orașul Chișinău, da. Și o să fie catastrofă ecologică. Eu cred că ecologiști n-a să neagă chestia asta. Deci, Băbuieciul, este o catastrofă ecologică? Sau? Da. Este ca orice depozit din, da, din de șapte Republic... ani acolo se depozitează. Da. De orice, vă zic, ca orice depozit din Republica Moldova este o problemă. Dar ceea ce spuneți dumneavoastră cu Nistru, cu nivelul și deci, apă subterane, nu, sincer vorbim, nu prea înțeleg. Nivelul Nistru este mai jos. Mai jos decât ce? Decât 8 și 56 de, okay, de metri. Deci, și dacă va scădea mai puțin, deci apa deja poate fi adusă apă în orașul Chișinău. Deci este acolo un nivel. Da. Și atunci apa trebuie să fie scos din apele subterane. Da, și atunci apele afectate deja prin circuitul a ploii apei din Băbuieci. Deci mina de la Purcel nu a fost pregătită ca poligon din start, dar într-adevăr acolo a fost scoasă... deci a fost careva... deci momentul și a fost decizia Consiliului Municipal ca temporar să fie ca decizia problemă de la Țânțăreni. Deci Țânțărenul a fost închis pe careva perioadă de timp, trebuia să fie temporar trebuia să fie deschis Băbuieciul și noi vedem astăzi problemă că deja 10 ani de zile Băbuieci tocmai sunt strânși gunoiște menageri. Deci dumneavoastră vedeți că locuitorii de la Băbuieci au făcut corect, că au blocat aceste zile? În mod normal, da. Deci cineva trebuie să gândească despre problema care apare nu numai pentru locuitorii deja Băbuieciul, dar întreg orașul Chișinău.
Deci aceasta a fost prima etapă care, pentru că și normal, deci mirosul care există, problema și infiltratul care este sub în apele subterane, fântânile deja sunt afectate. Da. Locuitorii din Bubuiești sunt mai mult, deci este ridicată problema că mult și mai mult locuitorii din Bubuiești sunt afectați de cancer, apropo, la noi nu există nici într-o perioadă a existenței acestor gunoiești niște analize serioase a medicilor epidemiologi, nici în Puhoi sau pe acolo, pe aproape, tot era una veche, țin minte, eu eram mică. După aici, aia a fost Țânțăreni. Da, vreau să fac ca să vedem, oamenii aceștia, într-adevăr, sunt afectați, bolile acestea asta apărute. Problema asta este foarte, cea mai importantă, adică nu cea mai importantă, dar e importantă, că inclusiv și noi, astea sunt de fapt un pic speculații. Din ce motiv? Zic că medicina la noi nu studiază cauza bolii. Deci, într-adevăr, prin asta, deducție și așa mai departe, într-adevăr, calitatea mediului afectează sănătatea. Dar în ce mod sau cum asta, sau, de exemplu, să spunem că e din cauza gunoiului sau din cauza râului sau din cauza X sau Y, la noi medicina nu face așa ceva. Nu. Ea analizează doar... Agronomii nu au luat monstri de pământ sau de apă. Nu, că nu se produce poluare, asta e cert. Și că oamenii ăia au dreptul să protesteze, asta e cert. Eu vreau să un pic să descriu și contextul istoric, de exemplu, cum s-a ajuns, că domnul consilier zice, face referință doar că Consiliul Municipal ce n-a decis. Eu sunt de acord cu faptul că atunci, în 2011, noi am ieșit... Domnul Vărgean? 11 s-a decis ca să fie în 2011 a doua oară. În 2011, 10 ianuarie, s-a început depozitarea deșeurilor la stația de la strada Uzinilor 205. Așa. Dar când primul protest în 2007 a fost... 2007-2008 a fost primul protest. La Țânțăreni. Da. Exact. Că atunci era situația că, cum am spus, și legat de legea deșeurilor. A fost ales un primar liberal, care nu era comunist de fapt, concura, și fiind președintele țării domnul Voronin, comunist, în principiu s-a intervenit, exact ca și la Soroca cu stația de epurare, ca să atâție populația de la Țânțăreni, să blocheze într-un fel ca să pedepsească populația din Chișinău, alegătorul din Chișinău, că n-ați ales pe cine trebuie. Deci dumneavoastră vedeți tangențe totuși politice la sunt toate. Absolut 100%. Și aici fiindcă, cine este cointeresat ca să blocheze Bubuieciul? De ce zic lucrul ăsta? Fiindcă anterior a fost temporar, dacă țineți minte, după ce Urecheanu s-a dus în Parlament, după alegerile parlamentare, temporar, cât nu s-a reușit alegerea altui primar și așa mai departe, a fost desemnat primarul Chișinăului domnul Ursu, care era de la comuniști. Da. Și pe perioada când era domnul Ursu primar, a semnat contractul pentru construcția uzinei de incinerare cu italienii. Și imediat ce a fost ales domnul Chirtoac primar... Contractul? Ce se întâmplă cu el? Nimic. S-a introdus în legea protecției mediului articolul 20 de către Ministerul Mediului, care era controlat tot de comuniști. Era doamna Violeta Ivanova atunci ministru, a introdus acel articol 20 prin care interzice incinerarea deșeurilor. Deci, înțeleg, domnul Bajura, și... dumneavoastră acum, în situația aceasta, chiar sunteți puși la bătaie, pentru că legile sunt schimbate, oamenii politic și... Cum am spus, când intervine politicul în protecția mediului, atunci au loc bulversări și au loc asemenea situații. Domnule Aschi, cui convine blocarea Bubuiecilor acum, dacă vorbim politic? PD-ului, pentru că se înțeleg că acum ca și la intemperii apare domnul prim-ministru pe cal alb și spune eu voi salva Chișinău. Exact același lucru. Deci 5 zile în urmă noi am avut conferință de presă unde domnul Ion Ciuban a menționat chestia asta cu blocarea activității a primăriei, deci cu problemele care au fost cu corupția și așa mai departe. Deci dacă nu vorbim, cum spune doamna, în mod politic, deci dacă vorbim ce s-a făcut în Țânțăreni în timp de 7 ani, ce a fost făcut? Careva investiții, careva schimbări, pentru că Țânțăreni în anii 90 a fost pregătit
Nu spun că super a fost pregătit, da? Deci, dar a fost pregătit pentru depozitarea 44.000, dacă nu greșesc, milioane de toane de deșeuri. La moment este acolo 15 de sau 12 toane de milioane de toane. 19 milioane este deja la moment depozitate. Deci are capacitate. Problema este că trebuie să fie și pus careva investiții. Deci dacă noi vorbim că aducem careva gunoi, da, capitala fiecare zi aduce o șir întreg de gunoi ăștia. Și nu este... Cât, domnul Barbaro? 4.000 de metri cubi? 5.000 metri cubi zilnic. Zilnic, 5.000. Și dacă noi vedem că noi nu avem sortarea deșeurilor, ceea ce este a fi bine, pentru că sortarea deșeurilor scoate circa 20-25% din deșeurile, deci... E tare bine, dar trebuie să învățăm populația să o fac. Dar, pentru că ar trebui niște evenimente de educare a lor, de, că au fost atunci, dar s-au oprit. Dar în timp de 7 ani nu au fost investiții în țânțăreni. Acum vorbim despre mine de la Purceu. Deci decizia a fost temporară. Noi vedem că ceea ce este temporar la noi în Republica Moldova, nu vă supărați, dar este permanent. Și schimbările la Bubuiești nu a fost nimic. Deci, dar așa, se ridică și se ridică mai sus. Deci noi avem filmări, nu de mult, domnul Alexandru Dințov a demonstrat în anul când a fost deschisă Bubuiești și acum este, care este diferența. Și toate apele se duc jos. Deci, nu de mult, la ultimul Consiliu Municipal noi am votat pentru ceva chestie pentru scoaterea infiltratului din sol, deci asta a fost decizia așa foarte grăbită, dar o mică decizie care ar putea să salveze apele care sunt poluate deja ca să filtreze acest infiltrat, este un mic pas. Dar timp de 7 ani de zile s-ar putea de făcut, de fapt sunt construite uzine de prelucrare, dar nu sunt pornite. Unde sunt construite la noi? Că nu prea știu Sandă nici. Uzinilor. E deja activează? ABS. Nu, ABS, da, dar are capacitatea să... La ziua de astăzi lucrează o linie de sortare, mai până câte? În toamnă o să fie deja date încă două linii de sortare. Și va avea capacitatea să sorteze volumul de deșeuri pe zi? După planul care propune firma ABS, în timp de un an de zile introduc 6 linii de sortare care era necesar la ziua de azi la 1200 tone zilnic care se acumulează în oraș ca să fie transportate la uzină. După reciclare, o parte din deșeuri, ca 80% se întorc înapoi la gunoi și 20% rămân ca reciclabile. Nu, oricum, 80% merg... Ce se întâmplă cu ele? Asta, la înhumare. La înhumare. Da. Deci, dar sortarea este cu mult mai mult... Deci, ei se ocupă cu plastic? Și hârtie. Ce este interesant? Plastic, hârtie, penoplast, metal, sticlă, tot ce este... Adică prelucrare, se poate prelucrat a doua oară, tot este așa. Și tot anumite categorii de plastic, ăsta e industrial, nu-l... Ăsta e industrial, de obicei și-l reciclează? Da. Ok. Și acum mai există această sortare? Da, dar ABS-ul e de mult. Containerele astea care din plasă galbene care le vedeți, asta sunt ABS-ului. Deci există de mulți ani în municipiul Chișinău și tot timpul se dau ca exemplu, de fapt, de întreprindere care colecta deșeul pentru reciclare. Dar foarte multe opțiuni nu prea avem. Nu prea avem, da. Sunt fracții, cum a spus și domnul, că 80% oricum rămân pentru depozitare. Asta nu este soluție. Da, domnule Iațchi, aici vreau să vă mai întreb. Se vehiculează și în rețele de socializare și în presă că Peleu ar fi blocat și ar fi dat indicații să fie stopată această... Să înțeleg că asta este adevărat sau este pentru că vedem aici că lucrurile țin mai mult de ce? De deciziile Consiliului, de... Deci haideți să vedem niște lucruri care s-au întâmplat în primărie. Deci, în anul precedent, noi am vorbit despre parcările, noi am vorbit că chestia asta este sub pretextul a acumula niște sume financiare. Atunci când noi am ieșit la emisiune și am arătat cifra exactă care va fi acumulată numai de parcările care va fi construite în centrul orașului, deci Procuratura Anticorupție a făcut față să miște. Cuiva a fost, cred că, dejelic să dea acești bani către buzunarul domnilor care o să fie deja cine o să pune dosarul pe masă, până când dosarul nu este gata, noi nu avem dreptul să spunem cine este vinovat de față. Deci și vedem care a fost situația. Noi colectăm semnăturile pentru referendum Partidul Socialiștilor, primarul
parcă el este și parcă el nu-i. Grozavă spune că el ocupă funcția până la momentul dat. Și domnul Grozavă, apropo, astăzi la ședință a zis că nu este gata pentru a rezolva această situație. Nu este gata pentru că nu este de voie politică să rezolve această situație, pentru că așa sunt. Pentru că domnul Filip trebuie să preia, da? Da, deci este chestie politică ca cineva din partidul. Dumneavoastră ați vorbit despre partidele, eu haideți să fim. Da, despre partidul cu tare. Eu vreau să vă întreb, dar dumneavoastră ce soluție aveți? Haideți să facem, să rezolvăm. Deci noi am vorbit încă anul trecut. Pe mine mă interesează rezolvarea problemei. Chișinăuienii vor să... Spuneți dumneavoastră, ce soluție aveți? Deci în anul trecut noi încă vorbim, nu am vorbit pur și simplu, dar am fost la fața locului. Așa. Am fost și acolo și acolo. Eu tot am fost de multe ori. Deci stratul pentru... La Țânțăreni este stratul pregătit pentru ca să infiltrată să nu ducă jos. Da, dar okay. Necesită investiții, da. Cel puțin 20 de milioane, cel puțin, anual, fiecare an să fie cel puțin 20 de milioane. Okay. Pentru că bomba ecologică care va fi de la mine, de la Purceu, să fie mai, cu mult mai... Da, eu cunosc datele. Doilea moment, deci trebuie să fie construită uzină de prelucrare, chiar și la mine de Purceu, poate de... Acolo sunt niște băieți care sortează la momentul dat, strânge metal, strânge chestiile de ceea ce... Și uneori când... lucrători de la autosolopriatări vin, îi spun la revedere, băieți, nu veniți aici, că e chestia noastră. Mafia de... Musărnaia mafia, să se numește. Asta este... Bun, soluțiile astea le oferă absolut oricine. Eu vă întreb altceva. Fiindcă la fel spunea și ăsta, Peleu sau cei de la primărie. Aceeași soluții dădeau. Adică dumneavoastră nu descoperiți nimic nou. Eu vă întreb altceva. Există situații de conflict. Eu lucrez de foarte mulți ani în Anenii Noi. Cunosc atmosfera oamenilor din Anenii Noi. Și, fiindcă ei sunt afectați de municipiul Chișinău, nu doar de gunoiște, dar și de râul Bâc. Și respectiv... Atmosfera e foarte încinsă. Deci populația de acolo categoric nu este de acord să redeschidă Țânțăreniu. Și chiar dacă nu știu ce am visat, zic, încercați. Încercați să discutați cu populația, încercați să mergeți pe... Să înțeleg că soluții nu există până la momentul de față. Deci... Nu, există soluții, bineînțeles, dar ele nu sunt pentru mâine. De rezolvat. Corect. Deci, dar acum, la moment, care ar fi soluția deci, ca să scăpăm? Din punct de vedere ecologic, vorbim acum, nu de politic, de ecologic. Țânțăreni și mina de la Purceu. Da. Unde ar putea să fie catastrofă ecologică? Bineînțeles, dar puneți factorul uman. Deci, încercați dacă să vorbiți cu oamenii respectivi, fiindcă eu, din câte cunosc, în ultimii 5 ani de zile, au fost mai multe tentative și consultări cu populația din Țânțăreni, inclusiv cu intervenții la președintele raionului. Președintele raionului era de acord, precedentul președinte, domnul Văzdoagă. El accepta, fiindcă blocarea Țânțărenului este problemă și pentru tot raionul Anenii Noi, fiindcă ei duceau gunoiul lor tot la Țânțăreni. Și în momentul în care s-a blocat depozitarea acolo, ei tot nu au unde să depoziteze gunoiul și lor tot nu le convine că fiecare sat să aibă câte un morman așa în jur. Noi aici ne-am trezit că ne deranjează gunoiul, fiindcă eram bine mersi confortabil că există o întreprindere autosalubritate care ne scotea gunoiul din fața care ochilor. De două ori pe zi noi suntem orbi și ăsta, chiori, exact, ca fiecare moldovean care vrea să-și scoată mizeria după gard și dacă ea este după gard și nu este în curtea noastră, noi suntem fericiți. Asta, așa am procedat. Și atunci știu că au fost tentative, mai mult tentative și discuții cu populația din Țânțăreni. Ei categoric nu vor, sunt foarte încinși. Eu vă îndemn pe dumneavoastră. Mergeți și discutați cu cei de la Țânțăreni. Dacă reușiți, e meritul vostru. Domnul Leanschi, am înțeles că ați solicitat să fie organizată ședința Consiliului Municipal Chișinău sau să fie redeschis, continuată ședința din 11 mai, da? Ați mai reușit? Da, deci mâine la ora 10 o să fie convocată ședința Consiliului Municipal. Extraordinară, da? Extraordinară, deci sau o să fie închisă precedent, trebuie să fie procedural, trebuie să fie închisă precedent ședința Consiliului și deschisă, redeschisă nouă. Cu următoarea ordine de zi, deci o să fie, cred că, 2-3 întrebări foarte, foarte... Și să sperăm că asta nu se va întâmpla iarăși un show, dar va fi o rezolvare adevărată a problemei și nu vom sta o săptămână cu gunoiul la Eu poartă, mă tem că cuiva nu-i convenabil rezolvarea la moment acestei situații.
pentru că vedem și domnul Filip s-a apucat de treabă. Deci cuiva este această chestie foarte benefică. Regretăm noi jurnaliștii că ajungem în situații să spui că oamenii suferă din cauza jocurilor politice. Și noi ecologiștii la fel regretăm. Serios. Domnul Bajura, dar dumneavoastră... Da, vă permit acum să spuneți. Dumneavoastră ați fost chemat de la prim-ministru ca să raportați ce s-a întâmplat, da? Am fost duminică, am fost astăzi dimineață. Dar de ce nu v-ați dus la domnul Grozavu? Sau la Grozavu astăzi? Împreună cu domnul Grozavu. Împreună cu domnul Grozavu, da. La domnul Filip. Am înțeles. Eu sunt de acord cu colegii. Până politicienii își amestecă lucrurile lor cu lucruri care trebuie să fie făcute în oraș sau în alte localitate, deci, nu o să primească nimic. Noi degeaba strângem un consiliu, facem. Ca, de exemplu, din 2011, când s-au închis gunoiul de la Țânțăreni, noi am încercat din același șansă, adresăm tuturor scrisori cu ajutor să redeschidem gunoiști care este pregătit cât de cât tehnic și sanitar condiții. Deci corespunde unica din Moldova, asta e la Țânțăreni. Ca o pildă foarte simplu, adresăm scrisoarea primării municipiului Chișinău, ministrul mediului, la toți care sunt aici, e un șir, Consiliul Municipal, după care vine înapoi cu scrisul, domnului Maniu, luați măsuri. Atât, da? Asta e tot ce se putea de răspuns înapoi. Așa scrisoare a fost trimis la toți. Adică toate... Dar ce măsură se subînțelege că trebuie să ia domnul Manea? Să rezolvăm noi întrebarea. Dar ce putere are autosalubritate? Păi, asta și e întrebarea, că toți s-au oprit... Eu acum cu logica un pic la mine nu face conexiune. Toți s-au oprit la autosalubritate, ceea ce nu este corect. Noi suntem întreprinzi care gestionăm și acordăm servicii. Trebuia să fie din 2011 să ridice statul sau orașul. Cine a făcut? Au făcut tot orașul, a făcut să se închidă Țânțăreni. Consiliul Municipal, decizia lor. Atunci au fost primit hotărâri să plecăm de acolo tot prin politic. Nu vă băgați, nu vă certați, o să găsim alt loc așa. Până ce se convinge pe cetățenii să ne primească înapoi. Și încălcarea unei legi care le s-a permis la o parte din persoane de a bloca căile de acces la momentul dat în 2000, sfârșitul 10, începutul 11, o dat voie de a încălca legea mai departe, închide drumul dincoace. Adică dacă eu încalc o lege care sunt amendat sau sunt chemat și tras la răspundere, alte persoane care poate să-ți permită să pui în genunchi o capitală întreagă, poate să treacă cu încălcarea pe alături și să fie binevenit și fără nicio sancțiune din partea puterii. Spuneți-mi, la situația care s-a creat, știu că aveți 350 și câți lucrători? 356 lucrători. În situația asta, cum vedeți dumneavoastră? Lucrătorii ce vor? Se vor îmbrăca în costume anti... ce? Ca să strângă toate gunoiul ăsta? Nu se îmbrăce nici în costume anti. Ei sunt lucrătorii care lucrează în sistemul dat. Păi, dar probabil trebuie deja cu mâinile strânse toate funcțiile. O să fie strâns cu mâinile, cu ce o să trebuiască. Nu sunt lucrătorii cei oameni care vor spui că nu. Ei și astăzi ne întreabă dimineață, dați voie să lucrăm, că ei știu și îi așteaptă pe urmă. Asta dacă e mai grav. Enorm făcut care, peste puterea lor, care nu ar trebui să fie întâmplat. Doar de asta noi am scris în ultimul an de zile, noi deja scrim în fiecare zi. Ne-a rămas o lună de depozitare, ne-a rămas 10 zile, ne-a rămas 2 luni. Luați, vă rog, măsuri. Fix aceleași scrisori, cum erau trimise la toate instanțele, începând de la minister și de la parlament, fix întorcem înapoi. Primăriei Chișinău, primărie, direcția locuință, direcția locuință, autosalubritate și cu asta s-a terminat tot cercul. Și noi începem iar de nou cercul ăsta, iar trimitem scrisori la toți până și la avocatul poporului, domnul Cotorobai Mihai. Ne-am întâlnit la dumnealui. O promis, adică el nu are puterea statului de a impune sau a da o... Și pur și simplu el ca consult poate să dea o consultație. Da. Că... Și recomandă. O recomandare dacă țara se află în pericol. Am primit. Dar noi deja ne aflăm în pericol din deja suntem în pericol. Suntem în pericol. Da. Asta e o problemă foarte... De mult trebuie să fie rezolvată. Din 2011 trebuie să înceapă să găsească măsuri. Aceleși uzină de prelucrare, aceleași uzină de incinerare trebuie să fie de mult și să lucreze. Și aici era implicat, de mult trebuie să lucreze și Ministerul Mediului, da? De mult trebuie să lucreze și Consiliul Municipal și administrația primăriei. Bun, Ministerul Mediului, să nu uităm că idee, ministerele pe ansamblu, ei elaborează politici. Deci ei ce au făcut, au elaborat strategia deșeurilor, unde ei indicat pentru zona centru Țânțăreniu ca cel mai potrivit poligon pentru colectarea deșeurilor din regiunea asta, câteva raioane. S-a elaborat
legea deșeurilor, noua legea deșeurilor și parcursul acestui an urmează se elaborează regulamentele pentru a pune în aplicare legea respectivă. Legea, vreau să zic, e destul de complexă și duce în sarcina a generatorilor de deșeuri foarte multe elemente, cei care aduc deșeurile pe piață. Deșeu asta înseamnă orice, paharul ăsta la un moment dat este devine deșeu. Da. Deci în momentul în care eu aduc acest pahar, îl import de undeva și îl pun pe, plasez pe piață, eu am responsabilitatea de a-l colecta înapoi. Da. E, în fine, dar punerea în aplicare a legislației vine pe seama autorităților publice locale. Uh-huh. Și aici rolul avea Consiliul Municipal fiindcă Consiliul Municipal Chișinău a luat decizia atunci de depozitare temporară a Bubuieciului. În 2011. Da. De aceea și zic că dacă domnii consilieri reușesc să deblocheze țânțărenul, poftim, încercați. Ce ați făcut din 2014 până acum la capitolul acesta? De câte ori s-a pus această problemă? Deci, Comisia Comunală Locativă de multe ori s-a adresat și la Direcția Autosalubritate și ei au explicat că mina de la Purceva poate să activeze până la septembrie, dacă nu greșesc, anul curent. Domnul Bajura, până în ce moment poate activa Bubuieciu? Bubuieciu a fost preconizat să activeze maximum un an de zile. Era preconizat, dar... Da. Și după fiecare trecere de an, ne spune, mai trecem o bucată, lărgiți o bucată. Adică noi n-am ieșit din limitele hectarelor care au fost 923 hectare, care au fost acordat nou conform Consiliului Municipal. Noi stăm în limita terenului dat. Pur și simplu am mers în înălțime. Da, de fapt, în 2000, da, exact, fiindcă ea nici nu avea autorizație. Noi în 2011 am ieșit, avea autorizație toate de depozitare temporară. Temporară, dar ea este. Da, deci, apoi temporar. Noi în 2011 am ieșit toate în conferință de sanitare de la Centrul Sanitate Municipală, deci, de la Ecologie. Ultima prelegire până la anul curent, eu înțeleg că este, a fost o scrisoare. Noi am cerut. Da, era deja la sfârșitul anului 2016, la începutul 2017, era deja imposibil de a folosi. De atât am cerut, măcar să plângeați până în vară, să, cu speranța că tot și cineva să audă. Deci, da, după prelungirea cutare, deci, nu a fost făcută nicăreva investiții. Deci, cu mult mai atât. Deci, în Chișinău a fost investit pentru crearea, așa spunem, acoperișului sau cum nu știu cum spune, pavaș, pentru containere, unde s-au investit 20 de milioane de lei. Deci, frumusețe, da, într-adevăr, este frumos, cred că așa trebuie să fie, pentru că lege primite... Platforma aceasta de lemn cu acoperiș... Corect, 20 de milioane de lei. 20 de milioane de lei. Domnul Bajura, mă iertați că vă întreb. Nu, nu era necesar aceste frumoase... Platforme, zone erau necesar frumoase. Pur și simplu, proiectul care a fost introdus în țară nu era pentru noi. Proiectul dat era prevăzut pentru spațiu numai orizontal, ceea ce la noi orașul are și păvârnișuri și ridicări și el se primește, dacă ați tras atenție la unele platouri când este instalat, se instalează sub 90 de grade. Se toarnă ciment ca să ridice. Se primește un strat de la pământ până la container, ca trebuie să-l dea jos lucrătorul, aproape de 50 cm. Asta trebuie o persoană în braț să iei ladă și să o dea jos, în braț să o sui înapoi. Noi am cerut ca totuși să dea la nivelul părții care s-ar ca să fie asta. Nu, merge, nu poate fi făcut că un proiect nu era prevăzut așa ceva. Adică trebuie să fie măriți pilonii dintr-o parte și coborâți din altă parte. În proiect au fost dat standarde care erau de măsură 2,70 înălțime și asta era prevăzut. Pur și simplu, el nu e rău. Foarte bine că eu să fie, dar pur și simplu nu era consultat de la bun început cu cei care o să strângă... Cei care o să adune acestea. Da, mergem mai departe. Deci, cu data ați spus 20 de milioane de milioane de lei. Dacă mergem mai departe. Acest bani, eu înțeleg că trebuia platforme acestea. Este necesar. Dar chestia cu mult mai altă. Deci, este necesar să fie un loc pentru depozitarea deșeurilor. Depozitarea este, cum a spus doamna, deci, temporară. Dar trebuie de gândit chestiile pentru prelucrarea. Atunci când vorbim despre careva politicieni, careva businessman și așa mai departe, deci vedem că cineva este cointeresat în prelucrarea deșeurilor. Dar careva anume, pentru că unui businessman nu-i convenabil să strângă toate deșeurile și să sorteze la cele care sunt pentru, poate de făcut careva chestii pentru animale sau ceva genul ăsta. Tot se face. Ei sunt cointeresați în sticla, metal, plastic și așa mai departe. Restul
Poftim în, și... Aici putem să-i concluzionăm că agenții economici sau liderii unei lideri de partid sau au disputat această problemă până la așa un nivel... Pentru că aveau beneficii financiare din toate. Mult mai atât. Deci, ceea ce este deja pus la standard în primăria municipiului Chișinău, foarte multe tendere sau licitații, așa spunem, nu se petrec fără a da careva atcat, cum zice așa, în limba rusă. Este o stabilită o chestie foarte simplă, de 15-20% și cu, dacă nu aduci banii cash, deja nu se discute cu tine vrei sau nu vrei. Și în momentul dat, când vine o companie internațională sau companie europeană, nu contează... Care nu sunt obișnuiți la așa discuții și dialoguri. Deci da. Ei își pun în cap și se întorc. Ei propun un proiect foarte bine reușit. Un proiect care s-ar putea să activeze, s-ar putea să fie construit chiar și dacă vorbim despre o uzină de sortare deșeuri, dacă la Țânțăreni va fi construită așa o uzină de sortare deșeurilor, mulți din oamenii ăștia o să aibă un loc de muncă. Un da, loc de muncă bine plătit. Și acest lucru să fie conform unor rigori și să se respecte niște tehnologii concrete. Noi iarăși ne-am băgat în politică. Uitați-vă la ce am ajuns noi. Cineva să vie, să aduc, să achete, să dea cuiva ceva. Pentru ce statul este la noi, dacă nu ar putea să previe deodată importatorii de marfă care aduc în țară, sticle PET care sunt într-o țară cu apă sau producători de piloc de aici, ai produs 1000 de sticle, fii bun și întoarce-le înapoi în magazin. Fă-ți aparat să le primească aparatul înapoi. În multe țări primești sticla de PET, de apă minerală, de orice sticlă înapoi în magazin. O dai și ei același bon de plată care poți să te achizi mai departe cu dânsul. Deja ai pus în politica țării ca să nu facem gunoi, dar nu să-l strângem selectiv. Asta ar trebui ca statul să fie implicat de la bun început. Noi tot timpul luăm ceva din urmă. Oamenii au trecut deja timpul ăsta, dar noi ajungem de să luăm, că la dânșul a fost așa cândva. Noi există, cam noi ne dezvoltăm cu întârziere. Asta e în legea, nouă legea deșeurilor. Problema este... Dar nu era mai normal că întâi să fie făcute legi pentru a nu face gunoi, dar pe urmă să nu prea lucrăm. Știți cum este, se produce din momentul apariției omului pe planetă. Deci... Noi am ajuns într-o situație într-adevăr care e dezastruoasă. Dacă ar fi importatorul sau producătorul, dacă ar fi știut că el o să achite pentru taxă, pentru cutie și aia, sau pachetul și al de pelicul care o să fie, o să achite o taxă oricare statului, el atunci avea să facă de cutie și aia, nu cutie de carton, dar avea să facă numai benzi micuți așa de hârtie, ca cât de cât să-i produce și al ambalat. Există într-adevăr, el achită, ei achită. Achită, dar nu se vede cui. În fondul ecologic de stat merge. Și unde taxa de mediu. Conform de respectiv proiectelor care se aplică, că din câte am înțeles și platformele astea tot au fost din fondul ecologic de stat. Corect. Eu nu cunosc detalii. Din acești bani, 40 doar de procente din 20 de milioane, da? Da, din fondul ecologic. Posibil, eu nu cunosc detalii la acest subiect. Dar faptul că există într-adevăr măsuri de preîntâmpinare a generării deșeurilor care într-adevăr trebuie să fie implementate. Pur și simplu, bineînțeles, la noi foarte mulți oameni au tot fel lobby-ul de business și e foarte puternic. Cum eu tot timpul, de exemplu, sunt totalmente categoric împotriva de a circula pe timp de zi cu becurile aprinse la mașină. Fiindcă asta eu consider că este un lobby a business-ului producător de becuri pentru ca ele mai repede să se ardă. Asta e tot, fiindcă eu nu-i văd utilitatea, eu fiind șofer deja de peste 10 ani de zile. Păi da, este și o obligație a Uniunii Europene. Păi e obligație, dar ce credeți? Acolo lobby nu și da, există mai mare decât la noi. Păi și noi preluăm absolut orice. Exact la fel și aici lobby de business și are partea sa. Sunt producători și de pungi, producători de ambalaje, care, bine mersi, pe bandă rulantă, au necesitatea într-adevăr să producă bani. Pentru că suntem pe final de emisiune, vreau fiecare dintre dumneavoastră să spună totuși ce facem noi mâine, poimâine și până la finalul săptămânii, ca să scăpăm de aceste gunoaie de la tomberoane și de domnul Bajura. Foarte greu de spus. Tot ce să fie luat la decizia astăzi la orele 8 și întâlnit iar Parlamentul cu protestare de la Bubuieci, care este decizia, eu nu pot să cunosc, deja am venit în coace, dar eu cred că o să fie totuși luat o măsură de a strânge gunoi, de a-l depozita sau aici sau la Țânțăreni. Noi nu ne dăm seama ce ne așteaptă pe noi în 2-3 zile la 30 de grade. Pe urmă, când o să apară deja ce s-a petrecut, o să fie târziu.
O să ne pară rău că am tărăgănat și am pus aspectul politic mai presus decât doamna Cantaragiu. Este sau nu în 2-3 zile aceste locuri de gunoi un focar ecologic de îmbolnăvire? E focar de infecție pentru populația asta, așa și este, dar vreau să zic aici că de fapt asta e legea bumerangului pe care noi tot timpul menționăm ecologiștii, că decizia de acum ne se va întoarce, nu contează când, mâine, poimâine, peste 10 ani, peste 5 ani și mai departe. Asta este bumerangul nostru. Și acum, bineînțeles, totul stă în mâinile CMC-ului. Atât. Cum ei se vor împăca acolo sau nu se vor împăca, asta e, cum zic, noi vom privi spectacol, din păcate. Dar noi, cetățenii din Chișinău, vrem să vedem oameni inteligenți acolo, care știu să conlucreze în favoarea cetățeanului. Și, bineînțeles, depozitarea deșeurilor. Asta e mesaj pentru CMC. Depozitarea nu este soluție. Și prima rugăminte sau primul îndemn, vedeți ce s-a întâmplat cu contractul respectiv, fiindcă acum propunerea domnului consilier este bună ca și e similară de fapt și cu propunerea care o dădea și primăria anterior. Pur și simplu, înainte de a face orice pas, contractul respectiv trebuie să fie reziliat. Altfel, întreprinderea din Italia ne dă în judecată primărie și solicită recompense. Deci, în primul rând, trebuie încheiat un capitol și după și care căutat investiții. Dar până atunci, ca să depozitați la Țânțăreni, vă îndemn, vorbiți cu populația și luați acordul populației la Țânțăreni ca ei să nu mai blocheze drumul și să fie permisă depozitarea deșeurilor atunci. Asta e singura soluție la momentul actual. Domnule Iațchi, lipsa primarului, lipsa viceprimarilor, inactivitatea sau activitatea sau unele acțiuni pe care le întreprinde CMC-ul, la ce o să ajungem? O să ajungem prea departe, deci dacă țineți minte noi că iarna am început să batem foc și alarma că o să fie o problemă cu depozitarea deșeurilor, atunci nici primarul, nici viceprimarul, nici cei care au format astăzi au votat pentru bugetul în primărie, nu au pus careva bani pentru ca să fie redeschise Țânțăreni. Nu a fost pus careva sursele financiare pentru să fie făcut ceva, să fie făcut un pas. Unele sursele financiare au fost votate la Comisia Bugetară, la început era 8 milioane dimineața și seara noi la Consiliul Municipal trezim cu 12 milioane pentru aparataj, pentru curățirea infiltratului. Deci da, ceea ce nu este insuficient. La momentul dat este prima chestie, deci domnul Filip trebuie să, guvernul trebuie să scoate bucata aceea de pământ de la Țânțăreni și să dea înapoi la Consiliul Municipal Chișinău. Aia nici n-a părținut niciodată Consiliul Municipal. Deci trebuie să-ți dea posibilitatea să funcționeze Țânțăreni. I-a fost dat în folosință. Da, dar e proprietatea satului Țânțăreni. Deci trebuie să fie... Asta că a fost schimbată legea în 89, automat a apărut proprietatea satului Țânțăreni și după legea, dacă nu greșeți articolul 57, nu este corect până la urmă, trebuie să fie pus semnătura ambilor părți pentru a aparține comunității Țânțăreni. Deci nu este făcut până în ziua de azi. Iarăși o lacună într-o lege. Da, domnule Iațchi. Și toate alarmele au fost ignorate. La momentul noi am ciocnit cu problema și problema o să fie rezolvată de cine? De domnul Filip sau de Consiliul Municipal Chișinău? Trebuie să fie o bună voință a politicienilor noștri, să fie... Spun încă o dată, deci redeschiderea Țânțărenilor și mina de la Purcel, deci dacă punem pe cântar două chestiile astea, deci mina de la Purcel, catastrofă ecologică a și orașul Chișinău și a localității, Țânțăreni, asta... Tot e o problemă. Da, asta e temporar, dar timpul o să mai avem mai mult timp și atunci, într-adevăr, trebuie să înțelegem că trebuie investiții... Acum trebuie rezolvat mai repede aceasta. Repede redeschiderea Țânțărenilor și atât. Noi vom fi cu ochii alte pe dumneavoastră. Mâine ședința aceasta o vor urmări probabil toți chișinăuienii cu coșul, cu pungile de gunoi ieșind afară și la telefon. Sau cu popcorn. Sau cu popcorn. Eu vă doresc succes la ședință, vă mulțumesc pentru prezența în studio și tare îmi doresc ca să nu ajungem ca aceste grade înalte de temperatură de vară să ne aducă mai mari bătaie de cap. Doamnelor și domnilor, vă mulțumim și dumneavoastră pentru atenție. Vă aștept la alte ediții a emisiunii Intersecția RM. La revedere!